S-a dat undă verde proiectului de renovare a clădirii școlii gimnaziale Constantin Brâncoveanu din municipiul Râmnicu Sărat. Ieri primăria a semnat contractul de finanțare pentru această amplă investiție. Valoarea proiectului este de aproximativ 2,2 milioane de euro. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii unității de învățământ cu o suprafață construită de 2064,42 metri pătrați. La semnarea contractului au participat reprezentanții primăriei Râmnicu Sărat, conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Est, precum și conducerea Școlii Gimnaziale Constantin Brâncoveanu din municipiul Râmnicu Sărat. Este important pentru noi, cum spuneam, pentru că astăzi vom semna primul proiect, practic, din noul exercițiu financiar. Vizează unitate de învățământ din Râmnicu Sărat, respectiv școala gimnazială numărul 1 Constantin Brâncoveanu. Acest proiect și altele care le-am pregătit, respectiv Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Centrul Cultural Florica Cristoforanu, vizează un obiectiv important, acela de a reduce și a eficientiza energetic clădirile publice, reducând consumurile și emisiile de dioxid de carbon. Valoarea proiectului este de aproximativ 2 milioane de euro, un pic peste. Școala gimnazială Constantin Brâncoveanu are peste 800 de elevi, este una dintre cele mai mari unități de învățământ din municipiu și, practic, așa cum spuneam, este primul proiect pe care îl semnăm împreună cu doamna director general din noul exercițiu. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est au felicitat municipalitatea din Râmnicu Sărat pentru elaborarea proiectului, care va asigura condiții optime pentru elevii școlii gimnaziale Constantin Brâncoveanu. Și pentru noi, ca autoritate de management pentru programul regional Sud-Est 2021-2027, este un moment deosebit. Momentul de astăzi în care avem plăcerea să finanțare în domeniul eficienței energetice cu municipalitatea, cu primăria municipiului Râmnicu Sărat. Îl felicit pe domnul primar și echipa dumnealui pentru acest rezultat remarcabil, faptul că prin semnarea acestui contract reușește să atragă aproape 2 milioane de euro fonduri nerambursabile din bugetul Comisiei Europene este un merit, pentru că, pe de o parte, aceste investiții vor contribui la diminuarea cheltuielilor cu încălzirea și nu numai pentru această școală, dar pe de altă parte scutește și bugetul local de niște cheltuieli pentru aceste investiții. După cum cunoașteți, contribuția bugetului local este de minimum 2% și probabil că vor fi și alte cheltuieli care se vor adăuga acestui procent de 2%, însă faptul că atrage această sumă de 2 milioane de euro cu acest proiect este un merit deosebit. Conducerea școlii gimnaziale Constantin Brâncoveanu recunoaște avantajele aduse de acest proiect, în urma căruia va fi reabilitat localul principal al unității de învățământ. Este vorba de reabilitarea localului 1, localul principal unde învață foarte multe clase, local care într-adevăr avea nevoie de o astfel de lucrare de anvergură. Suntem norocoși să fim beneficiarii unui astfel de proiect, proiect care se ridică la o sumă destul de mare. E clar că standardele la care se va ridica clădirea sunt unele superioare, asigurându-ne astfel condiții optime pentru desfășurarea actului educațional așa cum trebuie. Alte două instituții din municipiul Râmnicu Sărat vor fi reabilitate în vederea eficientizării energetice. Este vorba de Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Centrul Cultural Florica Cristoforanu. Proiectul, așa cum a spus domnul primar, este primul dintr-o serie de contracte de finanțare în domeniul eficienței energetice, pentru că dumnealui și echipa din cadrul primăriei s-au angajat în acest demers nu foarte simplu de a pregăti documentații pe care să le depună într-un apel competitiv în cadrul programului regional. Și iată că performanța proiectelor depuse a dat roade.
Deci toate proiectele pe care noi le semnăm acum, acesta fiind primul, și mai urmează încă două proiecte, ele au avut un punctaj foarte mare, au avut punctaj peste 70 de puncte din 100, motiv pentru care reușim să le semnăm într-un interval de timp oarecum rapid. Adică dumneavoastră ați depus proiectele, domnul primar, la sfârșitul lui februarie și a fost o perioadă de, iată, câteva luni în care s-au făcut evaluările, s-au făcut toate analizele necesare, în așa fel încât să reușim astăzi să parcurgem toată procedura oarecum sinuoasă de analiză și de contractare, deci analiză a punctajului și de procedura de contractare. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor celor două instituții se impune cu atât mai mult cu cât sunt vizate de numeroși elevi. Proiectele vor fi semnate în scurt timp. Ele s-au calificat, așa cum v-a spus deja doamna director general, din punct de vedere al punctajului. Intră direct în contractare. Liceul teoretic Ștefan cel Mare este de asemenea o unitate de învățământ cu mulți elevi, aproximativ același număr cu școala gimnazială Constantin Brâncoveanu, iar de centru cultural, ce să mai vorbim, acolo sunt peste 1000 de copii care își desfășoară activitatea și era firească preocuparea noastră să oferim condiții din ce în ce mai bune și de asemenea să reducem cheltuielile pentru funcționarea acestor instituții. Termenul de execuție al proiectului de reabilitare a școlii gimnaziale Constantin Brâncoveanu este de 25 de luni.